Bine v-am găsit, dragi telespectatori, la emisiunea Zidul Plângerii TV. Știați că se fac afaceri cu păsări din cadavre? Un singur cadavru, valorificat corespunzător, poate aduce în SUA venituri de până la $250.000. Pentru că în Europa de Vest, puțini oameni sunt de acord să-și cedeze după deces organele pentru a fi valorificate ulterior, unii negustori din industria medicală se aprovizionează cu acestea din Europa de Est, de exemplu din Ucraina. Aici, sărăcia este mare și controlele sunt superficiale. Deseori, rudele nici nu știu ce se întâmplă cu cei morți. Sau semnează sub presiune unele hârtii în care își dau acordul pentru folosirea diferitelor organe din corpurile decedate. Persoanelor care au sucombat le sunt atunci extirpate, de exemplu, oase, tendoane, ligamente, etc. și vândute în Germania, unde vor fi curățate, preparate și mai departe prelucrate ca înlocuitori de celule și țesut. Oasele, de exemplu, sunt măcinate, făcând făină de oase, pielea, fără celule, fiind uscată și congelată. Produsele finite sunt considerate oficial ca medicamente, fiind puse la dispoziția medicilor, mai ales în ortopedie, pe căile obișnuite de comercializare. Cercetările făcute de WDR, un post TV german, referitor la aceste aspecte, au declanșat un ecou în media din toată lumea. Autoritățile ucrainiene au făcut investigații în mai multe orașe și au închis unele capele mortoare suspectate. După acest raport, autoritățile germane au anunțat inspecții în Ucraina. Vor opri aceste inspecții comerțul? Nu ar fi mult mai eficient să fie interzis importul, informând despre toate aspectele donărilor de țesuturi, respectiv despre aceste afaceri dubioase?